Primarul Sucevei Ion Lung a anunțat că municipalitatea va acorda ajutoare financiare și va asigura cazarea tuturor familiilor care au fost evacuate din blocul 139 din cartierul Burdujeni, afectat de o puternică explozie în dimineața zilei de luni 5 decembrie. Acesta a adăugat că municipalitatea va asigura și acoperirea costurilor cu utilitățile la apartamentele primăriei și la locuințele închiriate pentru familiile evacuate. Edilul șef al Sucevei a spus că tot până dimineața zilei de luni a convocat o ședință a Comitetului Local pentru Situații de Urgență, în cadrul căreia au fost stabilite mai multe măsuri pentru a veni în sprijinul sucevenilor evacuați din cele două scări afectate de explozie. Astfel, primarul Ion Lungu a spus că municipalitatea va asigura cazarea celor 28 de familii de la cele două scări în cele 16 apartamente libere ale municipalității și în 12 spații închiriate în apartamente libere din oraș scoase la închiriere sau la la hotelurile din zonă. De asemenea, s-a decis să acordăm ajutoare financiare de urgență persoanelor evacuate pentru nevoi curente, respectiv pentru hrană și îmbrăcăminte. Tot în cadrul Comitetului Local pentru Situații de Urgență s-a decis acordarea de ajutoare financiare de urgență proprietarilor de la celelalte blocuri învecinate care au geamuri sparte la apartamente sau la balcoane, precum și acordarea de ajutoare financiare de urgență pentru repararea autoturismelor avariate care au geamurile sparte sau cupolele îndoite. A mai arătat primarul Lungu. El a spus că la locul unde s-a produs explozia sunt prezente echipe mixte de la primărie, de la Poliția Locală, Serviciul Protecție Civilă, Direcția de Asistență Socială, care inventariază pagubele și discută despre varianta cazării cu cetățenii afectați. Primarul Sucevea a adăugat că municipalitatea va asigura și acoperirea costurilor cu utilitățile la apartamentele primăriei și la locuințele închiriate pentru familiile evacuate. El a mai spus că hotărârea Comitetului Local pentru Situații de Urgență a fost validă dată conform legii de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. Așteptăm publicarea ei, după care voi convoca Consiliul Local al Municipiului Suceava într-o ședință de îndată pentru a aproba cele stabilite în Comitetul Local pentru Situații de Urgență. Suntem alături de cetățenii care au avut de suferit din cauza acestei explozii. Vrem să le oferim condiții de normalitate privind cazarea și viața de zi cu zi în perioada următoare, a dat asigurări primarul Sucevei, Ion Lungu.